Cinci persoane, dintre care una minoră, au fost transportate la spital după ce au fost rănite în urma unui accident rutier produs duminică după amiază pe drumul european 85, care face legătura între municipiile Botoșan și Suceava, pe raza localității Baisa. Cele cinci persoane sunt din Suceava și fac parte din aceeași familie. Cele cinci victime se aflau într-un autoturism al cărui șofer a pierdut controlul asupra direcției de mers, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-o râpă la marginea unei păduri. Autoturismul a lovit violent mai mulți copaci.